Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Amin. Neprihănit Părinte, bun și milostiv, îți mulțumim că în vremuri ca acestea ai hotărât să fim pe lume ca să fim o mărturie pentru harul și lauda și numele Tău și Te rugăm, ajută-ne, pentru că nu îngerii vor mărturisi despre jertfa Ta, ci noi oamenii care am gustat îndurarea minunată pe care ne-ai dat-o. De aceea Te rugăm și ziua de azi să faci o zi de bucurie, de trezăltare în numele Tău și harul Tău să ne împresoare, să ne inunde și numele Tău să fie înălțat mai presus de orice nume. Amin. Luați loc, vă rog. Mulțumesc Domnului pentru îndurarea pe care o are ca să pot să stau în față și să vă spun despre bucuria pe care o am în Hristos Domnul, că El ne dă răscumpărarea și astăzi. Într-un cadru familiar, mai mulți frați și surori adunați împreună într-o casă al prieteniei și a dragostei, sora Negrei a făcut o mărturie frumoasă de harul și îndurarea și vindecarea pe care i-a dat-o Domnul după boala pe care a avut-o și emoragia cerebrală pe care a suferit-o. Și fratele meu, Laurian Popovici, și Mihaela din avion mi-au transmis un salut pentru biserică. Legat și de aceasta, sora Negrei spunea, am simțit rugăciunile de mijlocire pe care le-ați adus Domnului pentru mine. Și din avion, fratele meu, Laurian, care întocmește programele de radio și programele acestea se transmit din 1971 sau 2 și lucrează din greu la întocmirea programelor și mulțumesc Domnului pentru jertfa pe care o face și totodată și pentru cei care jertfesc aici în casa Domnului, ca numele Lui să fie înălțat mai presus de orice nume. Și ieri aici a fost, biserica era plină cu cântăreți care lăudau pe Domnul, se pregăteau pentru călătoria din luna iunie în România cu fanfara. Să aveți în rugăciune, rugăciunea aceasta de mijlocire pentru cei care pleacă și sunt în slujba Domnului. Rugăciunea de mijlocire care e scumpă Domnului. De la 6 iunie din săptămâna viitoare, programele de radio vor avea tema rugăciunea de mijlocire. Vor fi, sau de la 16 iunie, nu mai știu, vor fi, toate programele vor avea aceeași temă. Prima emisiune va fi rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, ca apoi să treacă în rugăciunile de mijlocire pe care le găsim în Cuvântul Sfânt.
Aveți și programele de radio în rugăciunea de mijlocire, ca Domnul să lucreze la mântuirea multora și atingerea sufletelor care doresc mântuirea. Joi, la priveghi, la sora Coca Voiculescu, care ne-a fost o prietenă dragă, o prietenă scumpă și plecând la Domnul a lăsat în inima noastră și amintiri dragi, dar și un gol. Mi s-a dat ocazia să spun câteva cuvinte, nu știu dacă le-am folosit prea bine, pentru că mi s-a spus că sunt alții care vor predica și mi-am redus gândurile la câteva minute, dar am vorbit despre hainele albe. Hainele albe ca uniformă a cerului. Hainele cu care vom fi îmbrăcați în slavă, ca simbole ale sfințeniei în care ne îmbracă Hristos Domnul. De fapt, n-am predicat, am citit mai multe versete pe care vi le spun și aici dimineața, pe care o avem aici în felul în care Dumnezeu ne vorbește, făgăduința Lui. Cel ce va birui, spune cuvântul, va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Făgăduință pe care o găsim la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 4, bisericii din Laodiceea, despre care nu avem cuvinte bune, o biserică foarte lumească, o biserică care umblă după aur și alte lucruri, de haine poavazate și să fie admirați, Domnul îi spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curat, curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Iarăși haine albe, hainele curate, spălate în sângele mielului fără prihană. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de bătrâni și aceștia erau îmbrăcați tot în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Mulțimea nenumărată pe care o găsim în capitolul 7, din care am citit versetul 14, după aceea spune cuvântul, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, e tot pământul adunat și aici e mulțimea sfinților răscumpărați ai Domnului și mulți din aceștia pentru Ioan erau cunoscuți, erau rudele lor, erau din biserica din Efes pe care o păstorea el și acum pe Patmos Domnul îi deschide cerul. Și Ioan nu-i mai recunoaște. Atâta frumusețe, atâta glorie în cei pe care îi vede că Ioan nu-i recunoaște. Și bătrânul mai glumeț, poate un șugubeț al bătrânilor, întreabă, aceștia de unde vin? Aceștia cine sunt? Și Ioan le răspunde, Doamne, Tu știi cine sunt și de unde vin. Și atunci bătrânul îi spune, aceștia vin din necazul cel mare. E o recunoaștere a pământului nostru și a stărilor care sunt aici și ei sunt îmbrăcați în haine albe și au albit sângele, hainele în sângele mielului. Sângele murdărește, sângele face
o stare în care să nu vrei să mai vezi așa ceva. Și aici e vorba de sângele care albește și în cer. Toți cei care intră acolo au hainele îmbrăcate, hainele albite în sângele mielului. Nu voi face decât să iau câteva locuri din Sfânta Scriptură ca să vorbim și să ne aducem aminte de frumusețea îndurării lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, suntem îmbrăcați în Hristos Iisus. El ne îmbracă și astfel ne păzește de planurile celui rău. El ne îmbracă să avem strălucirea și frumusețea cerului de sus. El ne îmbracă în El ca astfel să avem intrare liberă, slobodă, să se dea îngerii la o parte când trecem în slavă, pentru că suntem îmbrăcați în Hristos. Voi lua doar câteva versete și la acestea mă voi rezuma, dar scopul e să ne dăm seama cât de mare e harul pe care Dumnezeu ne-l face să ajungem în slava cerească și acolo să fim pentru toată veșnicia o bucurie și o slavă pentru Mântuitorul și Domnul nostru. E haina omenității pe care o îmbracă Domnul. E starea pe care o ia El din slava cerească, înconjurat de îngeri, înconjurat de toți sfinții, cei care îi aduc respectul și cinstea pe care o merită El. Domnul coboară aici pe pământ și ia o haină de pribeag, de om ca și noi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit plin de har și de adevăr și a locuit printre noi. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. Aceasta e slava pe care Domnul a dorit-o, ca aici pe pământ să îmblace haina de om. S-a dezbrăcat pe sine însuși de slava pe care o avea, de gloria, de strălucirea și măreția slavei sale, ca să ia un chip de rob și, făcându-se asemenea noastră a oamenilor, să fie om și rob ca și noi. Căci n-avem un mare preot, spunea apostolul la evrei, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Lucrarea aceasta o subliniază apostolii, evangheliștii, deși s-a îmbrăcat în haina simplității și a nimicnicii noastre, când a fost lovit, n-a deschis gura deloc, s-a dezbrăcat pe sine însuși, dar n-a avut păcat și a păstrat sfințenia și de aceea hainele cerului sunt hainele albe. E a doua haină care n-am să stau mult pentru că nu e o haină plăcută, e o haină neagră, e o haină a păcatelor noastre. Toți, spunea Isaia, am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre, cele bune, sunt o haină mânjită, urâtă, o haină jegoasă, toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. La 2 Corinteni, la capitolul 5, apostolul recunoaște un lucru, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Sfântul lui Dumnezeu care a coborât aici printre noi, El l-a făcut păcat. E unul din textele pe care le citim, le repetăm, medităm asupra lor, dar nu le vom putea niciodată înțelege.
pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat, nu a ajuns să fie copleșit de păcatele noastre. El a ajuns să fie păcat pentru noi, pentru ca noi să ajungem, spune Apostolul, să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru toți cei care vin la adunare. Fac o jertfă și în adunarea pe care o avem în fiecare duminică, de două ori pe zi, în ziua aceasta a Domnului, în ziua de amintire a suferințelor și a învierii sale, suntem aici. Dar lucrul acesta e atât de simplu și mi se pare aproape de neglijat când ne gândim la jertfa pe care o face Domnul. Și jertfa aceasta în Ghețimani ajunge să-i fie copleșitoare, încât el, care are toate lucrurile sub stăpânire, să ajungă să roage Tatălui: Doamne, ia paharul acesta. Cel care e sfânt, cel care n-are păcat, cel care este Sfântul lui Dumnezeu, să ajungă să fie nelegiuit, să nu fie recunoscut decât că are păcat și a făcut păcat pentru noi. E haina a treia la care mă uit și iarăși e greu de înțeles. E haina roșie, e haina muiată în sânge. Cine este acesta, întreabă prorocul evanghelist al Vechiului Testament, Isaia, se întreabă, cine este acesta care vine din Edom, care vine din Boțra, în haine roșii, în haine care sclipesc roșața aceasta și calcă în plinătatea puterii lui? Eu sunt care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc, spune Domnul. Ostașii au împletit din spin, din buruienile din jurul Golgotei, au împletit-o cu nună și i-au împlântat-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, o haină roșie. Haina aceasta de purpură își are în batjocura pe care au adus-o soldații, ostașii aceștia romani, are dublu înțeles. Purpura era haina regală, dar e de batjocură pusă pe Domnul. Și aici e și haina suferințelor. În Apocalipsa, ochii lui erau ca para focului. Ochii lui erau cei care străpung până în adâncurile inimilor. Capul avea încununat cu multe cununi, spune Ioan. Cununile erau împărătești, nu erau cununi de spini, cununi împărătești, și purta un nume nou, un nume scris pe care nu putea să-l citească numele. E ca și cum, parcă rostind numele acesta, te cutremuri. Și era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Putem înțelege noi adâncul smereniei Domnului nostru, când cu ochii ca para focului, cu ochii și cu capul acoperit de cununi împărătești, el poartă o haină muiată în sânge, ca să-și aducă aminte tot cerul de dragostea lui pentru noi, pentru oameni. Și numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. O altă haină pe care Domnul o poartă e haina albă, haina de nuntă. Spunem haina curată, haina curățită în sângele lui o purtăm noi, dar el are haina de nuntă. Tatăl a zis robilor săi, duceți-vă și cumpărați și aduceți haina cea mai bună. S-a întors fiul acasă, s-a întors o fiică
rătăcită și care a umblat până acum fără Hristos, s-a întors acasă și casa e casa, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. S-a întors acasă și tatăl spune robilor, aduceți haina cea mai bună, haina aceea pe care am păstrat-o pentru momentul acesta, ca să-mi îmbrac fiul în haina când se întoarce acasă. E haina albă. Apostolul îndemna pe credincioși în vremea aceea să trăim frumos, ca în timpul zilei. În fiecare zi, instinctiv, parcă aprindem televizorul să ne uităm la știri. Și televizorul, ca și cum e folosit de satana atât de puternic, toarnă în noi tot veninul politicii din vremea noastră, toarnă toată murdăria în casele noastre. Și apostolul vine și spune să trăim frumos, ca în timpul zilei, pentru că am fost răscumpărați cu un preț atât de scump, de mare, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pisme. Atât de trist să auzi că într-o biserică sau alta frații se ceartă pentru niște pălării care se învechesc și nu-s bune de nimic. Se ceartă pentru că vor să fie și să fie admirați și apostolul vine și spune să trăiți frumos, ca în timpul zilei, nu în fapte de rușine, nu în certuri, ci îmbrăcați-vă în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Haina martirilor în slavă e o haină albă. Trăiesc aici batjocoriți și călcați în picioare. Trăiesc aici în lacrimi și suspine. Trăiesc aici ca lepădătura tuturor și marginalizați, ca nimeni să nu-i audă și să nu-i vadă. Și cuvântul vine și spune că fiecăruia din ei în slavă li s-a dat o haină albă și li s-au spus câteva cuvinte de har să se mai odihnească puțin. Mai e puțin, nu mult, mai e puțin și odihniți-vă până se va împlini numărul lor. Mai sunt încă cei care trebuie să sufere pentru Hristos Domnul. Sunt cei care nu îi găsiți în ziare sau la televizor sau pe internet. Numărul lor trebuie să crească până se împlinește numărul fixat de Tatăl Ceresc. Sunt numiți aceștia care suferă, sunt tovarășii lor de slujbă ai fraților lor care aveau să fie omorâți pentru numele Domnului Iisus. Mai sunt multe haine, mai iau una, haina albastră. Vorbim mai puțin de haina aceasta. Haina albă ne place și e o haină de glorie pe care o îmbrăcăm în slavă. Și încă de aici, haina aceasta o îmbrăcăm ca să arătăm că îl iubim pe Domnul. Ultima la care vreau să trec e haina albastră. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele la o parte și le-au făcut patru părți. Și prin asta înțelegem că sunt patru soldați care au fost la execuția Domnului. Câte o parte pentru fiecare ostaș, spune Ioan la capitolul 19. I-au luat și cămașa. Și despre cămașa aceasta vreau să închei gândurile pe care le am. Care n-avea nici o cusătură.
Vedeți, gherghefurile din vechime erau că țesătura mergea și creștea în sus până când era gata și era toată o singură cusătură. Normal și hainele noastre sunt făcute separat și apoi sunt cusute unde e o legătură ca să fie haină. Și haina Domnului era o singură cusătură de sus până jos. Băga capul în haină, avea găurile pentru mână, dar toate erau o singură cusătură. Vreau să spun printr-o legătură simplă pe care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul dă în Exod indicații cum să fie făcute hainele preoțești, haina aceasta e o haină preoțească unică pe care o purta marele preot și o purta sub efod. Efodul e ca o vestă care venea deasupra. Samuel, cel mic care creștea, în fiecare an îmbrăca un nou efod pe care mama îl aducea la templu. Îl vedea deja, punea un vis într-un copil, punea un vis înalt în hainele pe care le avea. Hainele însemnau, de fapt, cine ești. Și haina pestriță, pentru o haină pestriță să fii vândut, pentru o haină pestriță să fii aruncat și să fii sclav. Iosif spune, vine și ne spune, dar haina aceasta e haina iubirii tatălui meu. Și haina pestriță, haina, efodul mic cum era, arăta că a pus o mamă un vis într-un copil. Și scopul la Oana, la noi, e să aibă copiii visurile înalte, nu în afară, ci înăuntru bisericii, ca să îl iubim pe Domnul și să ajungem ce vrea El să fim. Citesc de la Exodul, capitolul 28. Mantia de sub efod, care era cămașa, s-o faci întreagă, așa e tradus la noi în Exodul, să o faci dintr-o bucată. Moise a înțeles asta că zeci de ani, sute de ani mai târziu, așa i-au făcut haina Domnului Iisus, întreagă de materie, de material albastru. Și așa a rămas și în vremea Domnului Iisus, mantia marelui preot. La Exodul 39, 9 capitole mai târziu, spune cuvântul, au făcut mantia de sub efod, țesută toată cu meșteșug. Și iarăși un înțeles pe care îl avem noi în limba română, toată mantia trebuia făcută deodată și din materie albastră. Și când au văzut soldații minunea aceasta de haină albastră, au hotărât și providențial, n-o rupeți. Hainele i le-au rupt. Hainele le-au făcut 4 grămezi, dar haina aceasta care arată gloria slavei, măreția hainei pe care o va purta Hristos Domnul ca mare preot și mijlocitor al tuturor sfinților, n-o rupeți. Și dă gândul acesta soldaților, să nu rupă haina aceasta. Și haina aceasta e haina gloriei lui Dumnezeu. El s-a smerit, s-a făcut ascultător, ascultător până la moarte, a luat un chip de rob, n-a socotit ca ceva pe care să-l dorească atât de mult încât să nu mai
aibă dragostea pentru noi atât de mare, iubirea noastră, iubirea Domnului pentru noi, pentru niște oameni care bem nelegiuirea ca apa, pentru niște oameni care uităm adeseori de prețul în care am fost răscumpărați, pentru niște oameni care am fost curățiți de Domnul, spălați, sfințiți în sângele Lui, căci nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al mielului fără prihană. Și cineva mi-a zis, nu cumva urăști? Și am socotit că e cea mai cumplită batjocură pe care mi-a adus-o cineva, că urăsc. Nu urăsc pe nimeni, n-avem dreptul, am fost răscumpărați, suntem sfințiți ai lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu se laudă cu noi înaintea îngerilor. Nu încape în sufletul nostru nici măcar pic de ură împotriva celui mai cumplit dușman. Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Și în momentul suprem, când toți nervii parcă sunt agitați și suspină și, pentru că toate fibrele sunt lovite, în spate sunt răni cumplite, sângerarea din piroanele care au străpuns fibra trupului Domnului Iisus Hristos, toate strigă, ești nevinovat, de ce ți s-a întâmplat așa ceva? Și Domnul vine și spune, aici e dragostea, esență de iubire, Tată, iartă-i. Și nu pot să spun decât haina aceasta albastră de mare preot o pune peste noi, ne îmbracă în Hristos Domnul. Ca în vremea noastră, o vreme a urii, o vreme a stricăciunii, o vreme a noroiului moral din toată istoria. Domnul le vrea îmbrăcați în haine albe. Și mai mult, cel care e îmbrăcat în haina albastră și cu ciucurii aceia de mărturie, și cu clopoței care sunau atunci când trecea marele preot, strigă, iartă-i. Și n-avem decât să mulțumim Domnului pentru dragostea pe care o are pentru noi. Și vă îndemn, frați și surori, așa cum am avut în ziua de azi o mărturie de slavă care aduce atâta bucurie încât parcă împăratul împăraților, Tatăl nostru care ești în ceruri, tresaltă din scaunul de domnie, pentru că atunci când un păcătos vine și spune, vreau și eu să fiu mădular al trupului Domnului Iisus Hristos, biserica, Tatăl tresaltă de bucurie. Bucurați-vă că suntem răscumpărați ai Celui care a făcut toate lucrurile și toate le face după sfatul voii sale și în legătură cu viața noastră. De aceea să nu urâm pe nimeni. Și dacă urâm ceva, să urâm păcatul, să urâm nelegiuirea, să urâm ce ne desparte pe noi de dragostea lui Iisus Hristos.